Accident violent pe traseul Chișinău-Hâncești. Două mașini s-au tamponat, iar una dintre ele s-a inversat pe traseu. Totul a avut loc în după amiaza de 27 octombrie în raionul Ialoveni. În imaginile făcute publice pe o rețea de socializare se vede că automobilul răsturnat are toate geamurile distruse și numeroase boțituri. Cu o boțitură vizibilă s-a ales și cealaltă mașină. La fața locului s-a deplasat și o echipă de poliție pentru a documenta cazul. Ofițerul de presă de la Inspectoratul General de Poliție Silvia Vetco a declarat că în urma coliziunii nicio persoană nu a avut de suferit. Internauții scriu în comentarii că cel mai probabil coliziunea s-ar fi produs după ce unul dintre șoferi nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și anume nu a luat în calcul faptul că carosabilul este umed. Tot în comentarii mai este specificat că anume pe acest traseu se produc deseori accidente rutiere. Oamenii legii urmează să stabilească cauza exactă de la care s-a produs impactul, dar și să constate care dintre șoferi se face vinovat. Conform legei, producerea accidentului rutier soldat numai cu pagube materiale se pedepsește cu o amendă de 1500 de lei, dar și cu 6 puncte de penalizare.